Bună dimineața! Bună dimineața! Bună, Sofie! Bună, mami! Cum zicem? Bine ați venit? La un nou vlog! Bravo! Astăzi începem vlogul cu... Micul dejun! Bravo! Și azi vedem un roșie asta. Da, și Sofie gustă roșia, da? Roșie mică! Cum e? Bună! E dulce! Bravo! Și deci... Împreună, da. Astăzi avem o programare cu Ștef, așa că vă invităm să rămâneți alături de noi dacă vreți să vedeți unde vom merge. Da, Sofie? Uh-huh. Rămâneți cu noi! Așa. Dragilor, după cum vă spuneam mai devreme, avem programare. Programare la biserică, pentru că aici în Olanda trebuie să te programezi înainte de a merge la biserică. Mergem cu bebe pentru rugăciunile acelea de 8 zile, unde o să îi se pună și numele care noi l-am pus, îi se va citi și pentru acest nume. Acum ne îndreptăm către biserică, suntem pe drum, iar o să filmăm puțin când ajungem și acolo. Rămâneți lângă noi! Ce faci? Ne plimbăm. Te bate soarele? Da. Mergem acolo la rugăciunea bebe. Mergem la rugăciunea lui bebe, da. Am ajuns la biserică. Acum ne îndreptăm către intrare. Sofie cu tati și cu bebe deja au luat-o înainte. Eu am rămas să vă arăt puțin. Mama, nu acolo? Să vă arăt puțin pe aici. Peisajul foarte frumos aici. Am prins chiar și o zi frumoasă cu soare. Prima ieșire a lui Ștef din casă. De când ne-am întors din spital. Îți place, nu? Foarte frumos afară. Rămâneți cu noi și vă mai arătăm imagini. Ai plecat la primărie? Da, cu tată, cu bebe. Hai să mergem toți. Mergem. Mergi, mă, pe față, pe tapă. Da, mama. Hai să mergem toți, să mergem o zi mică. Hai să mergem. O să încerc. O să sperăm. Apă. Apă, da. Apă din fântână. Da, ai grijă. Ne grăbim, Sofie, ne grăbim. Ne grăbim. Stai, încerc. Nu mai ajungem nimica. Am ajuns, avem la ora 4 fără 10, am ajuns numai bine. Hai, Sofie, să ne grăbim! Hai! Aproape am ajuns, Sofie, mai avem puțin.
Te descurci? Tati a ajuns deja acolo cu Ștef. Mergem și noi. Îți place afară? Unde ești? La biserică. Ce-ți place? Îmi place mult. Gata, am terminat. Ne-a citit și mie și lui Ștef. Aici unde am venit noi la biserica aceasta este prima biserică pentru comunitatea de români din Olanda, care a fost înființată prin 1970, având același părinte de când a fost înființată și până acum. Da. Am spus așa câteva lucruri despre biserica de aici. Sofie, ce vrei să spui și tu? Rugăciune. Ți-a plăcut aici, la Doamne, Doamne? Aha. Da? Mergem altă rugăciune. Vrei să spui și tu o rugăciune? Nu, doar mergem așa. Doar mergem așa, bine. Dar hai să mergem. Hai să mergem. Fake. Acum ne îndreptăm înapoi spre casă. Am ajuns la mașină. Da. Și Sofie, ce vrea să facă ea? Să mă urc în mașină. Vrea să se urce ea singură în mașină. Hai să vedem. Hai. Poți tu singură? Da. Wow. Ia, te văd. Te-ai așezat? Mm-hmm. Perfect, Sofie. Stai așa. Trebuie să-l prindem centura și apoi închizi și ușa singură? Aici la masă, îl încheiem tot aici la masă. Da, Sofie? Da. Da. Încheiem acest vlog. A fost o zi foarte frumoasă. Astăzi am fost pentru prima dată cu bebe afară. Da? Am ajuns la biserică. Și Sofie a fost pentru prima dată aici la biserică, în Olanda. Ți-a plăcut? În Olanda, da. Ți-a plăcut aici la biserică? Da. Vrei să mai mergem? Da, ca să-i mai facă ceva. Rugăciune, să-i mai citesc rugăciune, da. Că nu înțeleg Domnul. Da. Pe 10 septembrie avem programat molifta de 40 de zile pentru mame. Că aici merge doar cu programare, bine și în țară, cred că tot așa e acum. Da. Și botezul o să-l facem undeva pe la sfârșitul lunii septembrie, 23 sau 30 septembrie. Da.
până la următorul vlog. Noi vă pupăm și vă dorim multă sănătate. Pupici! Pupici!